În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioase, preacucernici părinți, iubiți credincioși, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul Său, încet, încet ne apropiem de mărețul prasnic al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Și în fiecare duminică din postul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, părinții bisericii ne-au pus înainte câte un text din Sfintele Evanghelii pentru a înțelege mai bine, mai profund și mai duhovnicește nașterea Mântuitorului Iisus Hristos pe de o parte, iar pe de altă parte, cum trebuie să ne raportăm noi pentru a înțelege mai profund tainele Împărăției lui Dumnezeu și cum trebuie să ne raportăm în viața aceasta la Cel de lângă noi. În duminica aceasta, a 28-a după pogorârea Sfântului Duh, Biserica ne pune înainte un text scripturistic de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, din capitolul 24, versetele 16 până la 26. Cuvânt scripturistic foarte frumos și foarte cunoscut nouă, care ne vorbește despre o pildă sau o parabolă a Mântuitorului Iisus Hristos, pe care o rostește într-un context anume. Pentru că, așa cum știm și cunoaștem din Sfintele Evanghelii, Mântuitorul, atunci când și-a săvârșit activitatea sa de propovăduire a Împărăției Cerurilor pe Pământ, tot ceea ce a spus și ceea ce a făcut, a realizat, a spus și a făcut cu un rost, din dragoste și din iubire față de om, ca omul, făptura sa, creația sa, să înțeleagă tainele Împărăției lui Dumnezeu și să iasă din moarte și să vină la viață și la lumină. Contextul în care Mântuitorul Iisus Hristos rostește această pildă a celor chemați la cină este unul cu totul deosebit. Mântuitorul, în vremea aceea, în ceasul acela, se afla în casa unor farisei, ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și pentru a-i face pe acei farisei învățători de lege, luminători sau așa ziși luminători ai poporului evreu, pentru a-i face să înțeleagă taina Împărăției lui Dumnezeu și comuniunea omului cu Dumnezeu, a rostit această pildă a celor chemați la cină. Cadrul, deci, era unul deosebit, Mântuitorul șezând la masă împreună cu fariseii. Deci erau într-o comuniune. Atunci când stăm cu cineva la masă, nu ne bucurăm numai de bucatele puse pe masă, ci ne bucurăm în primul rând de invitația pe care ne oferă cel care ne cheamă la masă, iar în al doilea rând, iubiți credincioși, ne bucurăm de comuniunea, de vorbele, de înțelesurile și de vederea fețelor pe care o avem la masa respectivă. Mântuitorul, așa cum știm din textele Scripturii, a intrat de mai multe ori în conflict cu această clasă socială a poporului evreu, cu arhiereii, cu fariseii, cu învățătorii poporului. Pentru că învățătorii poporului sunt cei mai importanți și au fost cei mai importanți din toate timpurile și sunt importanți și astăzi. Învățătorii trebuie să fie puțini, dar să fie învățători buni și luminați, care pot să deslușească tainele lumii, dar și tainele Împărăției lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul a intrat în conflict cu fariseii, cu saducheii și cu mai mari poporului evreu, pentru că aceștia nu mai înțelegeau în profunzime tainele Împărăției lui Dumnezeu, nu mai aveau comuniune cu Dumnezeu cel întreime închinat, așa cum au avut prorocii, sfinții
și drepții Vechiului Testament. Și în cadrul acesta rostește pilda celor chemați la cină. Și spune Sfântul Evanghelist Luca, relatând cuvintele Mântuitorului, că un om oarecare a făcut ospăț sau cină mare și a trimis pe slujitorul său ca să-i cheme pe cei care deja erau chemați la cina respectivă. Un om oarecare, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvintele acestea, un om oarecare se ascunde smerenia lui Dumnezeu, pentru că nu este vorba de un om oarecare, nu este vorba nici de un om bogat, nici de un om sărat, ci este vorba de Dumnezeu Tatăl, pe care Fiul îl ascunde în spatele acestor cuvinte smerite ale omenității, ale omenirii. Cel care este trimis nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Iar cei care sunt chemați, cei care sunt aleși încă din viață de Harul lui Dumnezeu ca să participe la comuniunea cea sfântă a cinei celei dumnezeiești, sunt poporul evreu, poporul ales. Cei care descind din sămânța lui Avram. Avram, dacă ne amintim, cel care s-a bucurat și i-a ospătat la umbra stejarului din Mamre pe îngeri, descoperindu-i se acolo taina Preasfintei Treimi, rămânând în istoria Bisericii, dreptul și Sfântul Avram, ca iubitorul de străini, iubitorul de oaspeți, pentru că iubirea și primirea de străini și de oaspeți este profundă și foarte importantă. Pentru că nu știm, chiar oameni primind la cină, pentru că oameni suntem și noi, nu știm întotdeauna pe cine primim. Și Dumnezeu are obiceiul acesta deosebit, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să se ascundă, să se smerească, să se sălășluiască în inima omului. Și sălășluindu-se în inima omului, vine în casa mea și a ta și se împărtășește și se bucură împreună cu tine, la ospățul tău, la masa ta, de multe ori fără să-ți dai seama. Cunoaștem, iarăși spun, textele Sfintei Scripturi și vedem cum s-a descoperit Mântuitorul în cele mai multe rânduri și cele mai multe locuri, după ce a înviat din morți. S-a descoperit ucenicilor săi și altor ucenici și mulțimilor, prin participarea la cină, prin participarea la masă, atunci în ziua cea sfântă și luminată a Paștilor, când a intrat prin ușile încuiate la Sfinții Săi ucenici și apostoli, care erau încuiați de frica iudeilor, s-a descoperit lor, arătându-le învierea sa, că El este viu, cerându-le ceva de mâncare, vrând să le demonstreze că a înviat din morți Hristos cu trupul, pentru că un mort nu cere de mâncare. Foamea, dorința de a mânca și de a bea, este a noastră, a celor vii, iar morții, trecând prin actul acesta biologic, nu mai doresc lucrul acesta. În altă parte, atunci când călătorește cu Luca și cu Cleopa până la Emaus, nu se descoperă până când nu se așează împreună cu ei la masă. Și-au mâncat bucatele acelea alese și nu și-au dat seama că în mijlocul lor este Hristos Domnul cel înviat. Și-au dat seama abia atunci când Domnul a făcut gesturile liturgice pe care le-a săvârșit în joia cea mare, la cina cea de taină. Când a luat El pâinea după ce au mâncat ei și paharul, pâinea, și a frânt-o și a dat-o, a împărțit-o lor, i-a pus în comuniune de la ospățul cel pământesc, de la masa plină cu bucate omenești, biologice, de care avem nevoie, i-a transpus, i-a trecut într-o clipită la masa cea dumnezeiască. Și spune Sfântul Grigorie, teologul, că în momentul acela s-a unit cerul cu pământul. Cum s-a unit cerul cu pământul? Oameni fiind apostolii, ucenicii Domnului, dar avându-L pe Domnul în mijloc, au mâncat cele stricăcioase, cele care intră pe gură și la un moment dat, firesc, ies afară și se duc în locul lor.
dar în momentul acela au fost transpuși prin pâinea cea frântă și prin paharul sau potirul pe care Domnul a dat să-l împartă apostolii între ei, s-au unit cu cerul, pentru că pâinea respectivă nu mai era pâine, ci era Hristos însuși. Paharul, vinul cel euharistic din potir, nu mai era vin obișnuit din roada viței, ci era sângele Mântuitorului Iisus Hristos, alegii celei noi. Și în momentul acela, apostolii și noi, iubiți credincioși, trăim lucrul acesta pentru că în biserică nu stăm pe pământ, deși suntem pe pământ, suntem transpuși prin liturghie în cer și apostolii au fost puși și noi suntem puși în cer la fiecare dumnezeiască liturghie. Pentru că Fiul omului, Iisus Hristos, Domnul nostru, după înălțarea sa la cer și după pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, a întemeiat biserica, iar biserica a unit cerul cu pământul. Și unirea aceasta este cu totul deosebită, pentru că prin înălțarea Domnului la cer, firea omenească pe care Domnul a luat-o la întrupare și pe care noi, minune și taină, o vom sărbători nu peste puțin timp, pe 25, atunci când sărbătorim nașterea Domnului, firea umană a fost ridicată în sânul Preasfintei Treimi. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur că rămân și au rămas îngerii în urmă, văzând pe Fiul lui Dumnezeu urcându-se unde, iubiți credincioși? În sânul Preasfintei Treimi, cu omenitatea sa, cu ceea ce luase pe pământ. Odată cu moartea sa și cu pătimirea sa și cu învierea sa, Hristos Domnul nu a lăsat trupul în mormânt, nu l-a lăsat fiind stricăcios, ci l-a ridicat și s-a arătat ucenicilor săi pentru a le încredința lor tainele împărăției cerurilor și învierea sa. Dar nu era destul lucrul acesta, pentru că au mai fost învieri din morți. Au fost învieri din morți și în vremea lui Elisei prorocul. Au fost învieri din morți făcute și de Mântuitorul. Dar învierea lui Hristos este cu totul deosebită, pentru că ceea ce Domnul nu era și și-a luat pe pământ, a ridicat prin înălțarea sa în împărăția cerurilor. Și de aceea spune Sfântul Ioan Gură de Aur că îngerii s-au minunat. Și dacă veți asculta textele pe care le cântăm la înălțarea Domnului, spun lucrul acesta. Văzând pe Hristos omul, cel care vine din vosor, spun textele bisericii, plin de sânge, cu haina înroșită în sânge datorită pătimirii sale, merge cu firea sa dumnezeiască, dar și omenească acum, să se urce în sânul Preasfintei Treimi. Deci comuniunea, iubiți credincioși, la care ne cheamă Dumnezeu, este cu totul deosebită și cu totul profundă. Important este să o înțelegem, pentru că există mai multe categorii de oameni, pentru că suntem chemați cu toții la ospățul credinței și la cina lui Dumnezeu. Depinde cum spunem și cum realizăm chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Iată cei aleși din sămânța lui Avraam și din poporul, cel ales de Dumnezeu să se bucure de această comuniune profundă, trei categorii de oameni sau trei oameni se prezintă față în față cu Mântuitorul Hristos, da? Cel care e simbolizat de sluga trimisă de Dumnezeu Tatăl, răspund negativ. De ce? Pentru că iubeau cele pământești. Și categoriile acestea de oameni pe care le prezintă Hristos sunt cu totul deosebite. Primul îi răspunde, nu pot să vin, te rog să mă ierți la cina și la ospățul tău, pentru că mi-am cumpărat o țarină și trebuie să merg să o văd. Mesajul acesta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, lovește direct în inima și în mintea fariseilor care erau la masă cu Hristos Domnul. De ce? Pentru că ei se considerau poporul cel ales pe de-o parte, iar pe de altă parte proprietarii prin excelență ai pământului celui sfânt al lui Israel. Însă nu mai erau proprietarii cei legitimi și cei adevărați, pentru că pământul acela sfânt era un idol pentru ei. Și pământul devenise proprietarul inimii fariseilor, iubiți credincioși. Acesta este înțelesul profund pe care Domnul dorește să-l spună sau să-l facă pe acesta cunoscut în fața
fariseilor și farisei au înțeles lucrul acesta foarte bine în profunzime. Pentru că de multe ori Mântuitorul, lovindu-i cu cuvintele sale, aceștia se tulbură în inima și în conștiința lor. Al doilea vine și spune, mi-am luat 5 perechi de boi, te rog iartă-mă, nu pot să vin. Iarăși este un cuvânt direct trimis către farisei și către învățătorii lui Israel. Ce însemnează cele 5 perechi de boi? Însemnează cele 5 cărți scrise de Moise atunci când i s-a descoperit taina împărăției lui Dumnezeu și cunoașterea Dumnezeului celui adevărat. Este important să ți se descopere taina împărăției lui Dumnezeu, dar ferească Dumnezeu să nu împlinești ceea ce Dumnezeu ți-a spus, pentru că învățătorii de lege nu mai respectau și nu mai împlineau ceea ce Dumnezeu, prin descoperire și prin lucrarea Harului, îi dăruise lui Moise pe Sinai, cele 10 porunci. Dar se legitimau cu cărțile lui Moise și spuneau, noi suntem urmașii lui Moise, pe tine nu te cunoaștem de unde ești, de unde ai venit. Noi îl iubim pe Moise și îl urmăm pe acesta, însă spuneau lucrul acesta cu buzele, inima, credința lor și mintea lor erau departe de legea lui Moise, de împlinirea poruncilor și mai ales de înțelegerea duhovnicească a minții și a conlucrărilor cu Harul lui Dumnezeu care se descoperise prin revelație. Ultimul se scuză și spune trimisului că s-a căsătorit și a luat femeie și pentru aceasta nu poate să vină la ospățul cel pregătit. Femeia, iubiți credincioși, este simbolul templului din Ierusalim, simbolul credinței, adică locul cel mai sfânt și cel mai de căpetenie în care intrau arhiereii și preoții și învățătorii lui Israel, ca să vorbească și să fie în comuniune cu Dumnezeu. Iată, iarăși vorbim de comuniunea lui Dumnezeu cu oamenii. Dar pentru că nu mai erau în comuniune arhiereii, preoții, învățătorii lui Israel, cu Dumnezeul cel adevărat, deși intrau arhiereii cu sângele odată pe an în Sfânta Sfintelor, nu mai aveau comuniunea și descoperirea cu Dumnezeu. Și de aceea se lăudau cu lucrul acesta, dar mincinoși se arătau cu inima înaintea lui Dumnezeu. Și atunci stăpânul casei, Dumnezeu Tatăl, se mânie pe acești chemați și aleși, care trebuiau să fie prezenți la cina sa, la ospățul său, și poruncește slujitorului să iasă din casă și să meargă la răspântile drumurilor. Iar la răspântile drumurilor, și în vremea de atunci, și în vremea de astăzi, cine locuiau, iubiți credincioși? Sărmanii, orbii, șchiopii, uscații, oropsiții soartei, care nu aveau o clasă socială, care nu aveau bani, săraci fiind, care poate de multe ori nu înțelegeau ce este cu ei și cu viața aceasta, dar smerindu-i viața, lipsurile, înțelegeau mai ușor profunzimile și tainele împărăției lui Dumnezeu. Și de aceea îi cheamă pe aceștia. Sigur, aceștia toți la un loc simbolizează neamurile, cei care erau din afara granițelor Țării Sfinte, prorocind Domnul Hristos despre lucrarea Sfinților Apostoli și cu precăderea Sfântului Apostol Pavel, care va deveni Apostolul neamurilor și va propovădui Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu la toate neamurile și la toată făptura. Și toți vor crede și se vor bucura și, paradoxal, peste cei care au fost chemați întâi la cină, intră neamurile, așa cum spune Mântuitorul în alt loc al Evangheliei, să stea în Împărăția lui Dumnezeu și să mănânce cu Avram, cu Isaac și cu Iacov și mai ales cu Fiul lui Dumnezeu, mielul cel junghiat, așa cum ne-l prezintă Apocalipsa, cel care ne dă să mâncăm trupul și sângele său. Intrând aceștia oropsiții soartei la ospățul acesta al comuniunii, descoperă stăpânul casei că mai era loc și mai trimite încă o dată pe slujitorii săi. Și se încheie cuvântul Evangheliei, adevărat, adevărat vă spun vouă, toți aceia sau dintre aceia care au fost chemați nu vor gusta din cina mea. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur,
Cuvintele acestea sunt sabie cu două tăișuri. Sunt cuvinte atât de grave și atât de puternice. Practic, Dumnezeu, prin cuvântul acesta, rupe comuniunea cu cei care au fost chemați și dă comuniunea altora care erau vredni să primească această comuniune. Acum, după 2000 de ani de creștinism, iubiți credincioși, mă tem că mulți dintre cei care suntem mădulare ale Bisericii lui Hristos sau care venim în Biserica lui Hristos, ne asemănăm și fariseilor și celor trei oameni care se scuză în felul lor și nu doresc să participe la ospățul credinței și al comuniunii. Mulți dintre noi participăm duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, alții participăm în fiecare zi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Am spus din începutul cuvântului ce este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Este un ospăț de comuniune, este ospățul credinței. Participăm, dar nu înțelegem tainele Împărăției lui Dumnezeu. Mulți ne scuzăm atunci când dumnezeiescul potir, ținut de preot, de slujitorul bisericii, iese pe ușile împărătești și ne cheamă cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să ne apropiem sau să vă apropiați. Fiecare în inima și în cugetul nostru spunem că nu sunt pregătit, că nu m-am spovedit, încă mai am lucru de rezolvat, încă mă robesc patimile acestei vieți și nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu dumnezeieștile taine. Nu contează, iubiți credincioși, păcatele noastre, nu contează ceea ce săvârșim în viața aceasta, contează cum înțelegem și cum ne întoarcem de la păcat la viață, de la moarte la viață, iubiți credincioși. Mii de păcate să fi săvârșit în viața aceasta, dacă ne pocăim și mărturisim, așa cum spune psalmistul, ce voi face, mărturisi voi păcatul meu înaintea Domnului și El va da libertate sufletului meu, adică mă va elibera din păcatul pe care l-am săvârșit. Deci pocăința și răspunderea cu da la chemarea lui Dumnezeu este cea mai importantă, pentru că în viața duhovnicească, să țineți minte lucrul acesta, harul le face pe toate. Doar bunăvoință și dispoziție să avem ca Dumnezeu să tămăduiască și să miluiască sufletul nostru. Deci ospățul credinței, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este cerul pe pământ. Noi, pe pământ fiind, suntem așezați în cer. Potirul și pâinea pe care le avem pe Sfânta Masă sunt coborâte din cer, pentru că Iisus Hristos, așa cum spune Evanghelistul Ioan Teologul, este pâinea cea coborâtă din cer care vine și se împarte credincioșilor spre mâncare. Trupul și sângele lui Hristos, iubiți credincioși, sunt garanția învierii și a împărăției cerurilor. În comuniune de ospăți, de mâncare și de bucurie, stăm în Biserica lui Dumnezeu, în aceeași comuniune vom sta și în Împărăția lui Dumnezeu. Spune preotul la Dumnezeiasca Liturghie, dă-ne nouă să ne împărtășim cu Tine mai cu adevărat, adică mai desăvârșit, în ziua cea neînserată a Împărăției Tale. Deși în Împărăția lui Dumnezeu este Hristos Arhiereul cel veșnic și cu Sfinții cei din veac, care săvârșesc liturghia cerească neterminată, care nu se va termina niciodată, pentru că sunt în afara timpului, la această liturghie, de aici de pe pământ, noi trebuie să ne pregătim și la cea de sus trebuie să fim părtași prin pregătirea de pe pământ pe care trebuie să o facem, prin pocăință. Singurul drept și singurul lucru pe care trebuie să-l facem noi cei din Biserica lui Dumnezeu este, iubiți credincioși, să ne pocăim. Cel care se pocăiește continuu nu greșește. Cel care este într-o stare lăuntrică bună, de părere de rău și de umilință, se poate împărtăși la fiecare liturghie cu dumnezeieștile taine și se va muta de pe pământ la cer. Și bucuria pe care o are cel care se împărtășește nu se poate compara cu nimic din lumea aceasta. Nici cu țarina, nici cu boii, nici cu femeia, nici cu altceva lucru pământesc. Pentru că liturghia nu este pământească, Hristos a venit din cer, a luat firea noastră și iarăși s-a urcat la cer, acolo unde este locul. Amin.